În vlogul de astăzi o să discut despre ce fac eu în timpul liber. Ideea pentru episodul de săptămâna asta a fost propusă de Zeini YT. Fraților, dacă vreți să apăreți și voi la începutul clipului, spuneți și voi o idee sau vreo propunere ce să postez. Pupici! Salutare, salutare! Aici băiatul vostru, Willy! Cu încă un video mirobolan și interesant! Hai să-i dăm drumul la clip, ce naiba! Oamenilor, astăzi o să vorbesc despre ce se juca fratele vostru Willy pe laptop când l-a cumpărat. De mult. De mult timp. Boy. Da, eu laptopul îl am de prin clasa 6. Na, dar vă spun sincer că atunci de-abia știam să-l aprind. Toată ziua nu mă jucam jocuri. Eram un noob. Băi, fraților, astăzi e ziua lui Rostas Antonio Crușhi. La mulți ani, bă, frate, să fii sănătos. Uite că ai apărut în clipul meu. Bravo, bă, la mulți ani încă o dată. Mă bucur că ești pe aici, pe canal. Nu mai știu, îmi băgase vărul meu multe jocuri pe el. Știți ce însemna asta? Vara aia nu am mai ieșit afară. Am stat ca disperat să le termin pe toate. Nu mai știu ce jocuri erau. Ice Age, Kung Fu Panda, parcă și GTA San Andreas. Și au fost mult mai multe, dar nu mai știu. Pui mei, sunt atâția ani. Uai, ce vremuri, bă, stăteam ca disperatul 24 din 24 să mă joc. Mamă, mă mândresc cu asta, bă. Alții se mândreau că aveau note mari, că aveau premii. Eu mă mândream că aveam level up la joc. Frumos, frumos. Oamenilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificare la cea mai educativă emisiune de pe YouTube. Ha ha ha! Oricum, nu am avut calculator de când eram mic. Mă mai jucam pe la vărul meu CS16 și un joc cu mașinuțe. Oricum, preferatele mele erau consolele alea mici de plastic. Le cumpărai cu 5 lei din piață. Bă, aveam 3 sau 2. Bă, ce-mi plăceau să-mi bag piciorul, bă. Voi ați avut console de alea? Spuneți-mi și mie în comentarii. Lăsați acolo jos. Ok. Promovarea pe luna asta eu facem lui Tiger Top. Bă, fraților, omul ăsta a zis că o să posteze topuri. Da și voi un ochi acolo. Aveți încredere, face o treabă bună. Bă, eu de când mi-am luat laptopul, părinții nu mi-au spus nimica. Că să nu stau prea mult sau să nu mă mai joc până târziu. Ce naiba, m-au lăsat să fac ce vreau. Mersi! Oricum, cum vedeam pe la TV pe unii părinți, le puneau o oră să stea pe PC. What the fuck? Bă, eu într-o oră de-abia terminam o misiune în Assassin's Creed. Ce naiba? Huh?
fraților, aveți Instagram-ul meu în descriere. Dați și voi un click. Doar azi puteți să vorbiți cu băiatul Willy în direct. Puteți să vedeți și o poză două ce pune pe Insta Story. Ta-na-na-na, promovare mascată. Du-du-du-dum. Nea, în prezent chiar nu mai am timp să mă joc. De-abia mi-ajunge timpul să fac animațiile, ce mai am și cu școala. Pui mei, de-abia mai joc și o puțin Clash. Heh, îmi place Clash și chiar șmecher jocul, imediat bag un match, pac. Super tare. Nice. Oamenilor, ăsta a fost și subiectul pe săptămâna asta. Sper că v-a plăcut. Pui mei, cine nu se joacă, ori pe telefon, ori pe laptop, te relaxezi. Sau ori te joci ca mine, ca obsedatul. Comentariul de săptămâna asta vine de la Demonio. Mamă, ce nume tare, frate. El spune: primul urmăritor pe Insta. Ce tare! Vedeți, oamenilor, a dat follow. Bă, oamenilor, ăsta a fost și vlogul pe săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Dacă v-a plăcut. Oricum, eu am fost, ca de obicei, Mărețu Willy. Pa!